v-am găsit din nou în această seară împreună cu un invitat, o invitată de fapt, pe care vreau să o părăsc, nici nu știe ce vreau să spun. Vreau să o părăsc pe Ana Maria pentru că este perseverentă, pentru că este ambițioasă și a știut ce să insiste, cum să insiste și când să insiste, astfel încât să ne cunoaștem, să ne închegăm și să facem echipă. Motiv pentru care ne-am gândit să apărăm astăzi în fața dumneavoastră și să vă spunem mai multe despre ceea ce facem noi două împreună. Ana Maria. Bună seara, bine v-am găsit, e o bucurie să fiu alături de voi. Anca, îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc că ai dat curs insistențelor mele. Pentru că undeva, în faptul că am insistat, în a începe o colaborare cu tine, am știut că vom reuși împreună să facem lucruri foarte frumoase. Și ceea ce am demarat noi de puțin timp, este doar începutul, după cum am stabilit până acum. Este o muncă frumoasă pe care o facem împreună, ne înconjurăm de oameni faini și vreau să începem să povestim publicului larg, ca să zic așa, ce implică munca noastră și care este scopul nostru, să se înțeleagă foarte clar ce ne-a adus împreună și ce vrem să facem. Da, deci ideea este că pe noi ne-a unit dorința de a vedea oameni sănătoși. La Anca vin oameni care deja se confruntă cu ceea ce înseamnă boala. Nu vin de bucuria de a-și schimba stilul de viață și de bunăvoie să aducă îmbunătățiri în ceea ce fac. Vin din cauza faptului că analizele nu au ieșit probabil bine. Marea majoritate. Da. Eu de marea majoritate vorbesc, da. Nu de cazurile care conștientizează. Da. Și faptul că ne confruntăm cu această situație ne-a făcut să ne gândim că ar trebui să avem o inițiativă care să implice a părții de prevenție. Să punem mai mult accent pe prevenție. Da. Să putem să ne bucurăm de sănătate atunci când o avem, să învățăm să o cultivăm, dacă pot să spun asta, și să învățăm să o păstrăm cât mai mult și să îmbătrânim într-un mod frumos și să nu ajungem să adoptăm un stil de viață așa cum trebuie, sănătos, doar în momentul în care sănătatea noastră este în pericol. Da, de ce? Pentru că de obicei uităm de prevenție, nici nu ni se face o educație în acest sens și așteptăm, cum ai spus și tu, până în ultimul moment. Și de obicei, în aceste cazuri, munca este mult mai dificilă și terapeutul se confruntă cu mult mai multe probleme decât pacientul își poate imagina. Noi împreună, asta aș vrea să punctez, ne-am hotărât și am demarat acest proiect pentru prevenție pe care îl încercăm să o facem în primul și în primul rând prin conștientizare. Și aici vreau eu să spui tu cum facem treaba asta și cum reușim să îi facem pe oameni așa blând să conștientizeze că există niște probleme care nu neapărat dor, de multe ori nu dor la început, dar noi reușim să-i facem să conștientizeze astfel încât să putem să clădim pe urmă pentru a îmbunătăți. În unele cazuri doar să prevenim și în alte cazuri ca să începem să vindecăm. Da, așa este. Păi cum funcționăm? Pe bază de întrebări și cu detectorul de minciuni, nu? Așa. Așa funcționăm, da. Avem un detector, da, avem un detector de minciuni, dar avem un detector de minciuni nutriționale. Folosim o tehnologie care funcționează pe baza spectroscopiei Raman și care are capacitatea de a citi în țesutul pielii numărul de carotenoide, de antioxidanți. Acest număr este corelat, bineînțeles, cu numărul total de antioxidanți al organismului nostru și atunci vedem dacă, într-adevăr, ceea ce îi spune Anca-i pacientul, că
adoptă ca și stil de viață, că obișnuiește să consume în viața de zi cu zi, se reflectă în protecția pe care o are asupra organismului. Și acum o să fac o mică paranteză, pentru că noi tot vorbim de antioxidanți și de radicali liberi, dar majoritatea oamenilor, în afară de a vedea poate pe la reclame că acum și cremele și toate produsele au antioxidanți, poate nu știu exact ce înseamnă acești antioxidanți și de ce sunt așa de importanți și de ce li se face și atâta publicitate. Ei bine, antioxidanții sunt vitaminele, mineralele care sunt prezente în fructe și legume. De ce sunt foarte importanți? Pentru că aceștia reprezintă scutul organismului nostru. Dar de ce ar avea nevoie organismul nostru de un scut, oare? Pentru că este atacat. Da? Bombardat. Este bombardat de o armată foarte numeroasă a radicalilor liberi. Haideți să spunem care ar fi nivelul de radicali liberi care ne atacă zilnic, fără ca noi să plusăm neapărat foarte tare. Da, deci zilnic, pur și simplu zilnic, într-o activitate de zi cu zi, aproximativ care este nivelul? Nu am spus-o eu, au spus-o cercetătorii. Bineînțeles, este vorba de un nivel de aproximativ 70.000 de unități de radicali liberi. Asta în cazul în care noi nu aducem noi un aport, respectiv nu contribuim prin fumat, da, sau prin consum de... Așa este. E vorba de radicalii liberi, alcool, de exemplu, endogeni, pe care oricum îi produce organismul nostru în procesele normale de respirație, și e vorba și de radicalii liberi exogeni, care vin din poluare, din radiații, din smog, din fumat, alcool, aditivi de alimente, toxinele din medicamente, pentru că automedicația este iar o problemă, un sport național. Exact. Mai nou, toată lumea merge în farmacie, care reclamă îi place... Pentru aia are nevoie de remediu, mă rog, exact. Foarte needucați suntem, ca să zic așa, și din punctul ăsta de vedere. Cosmeticele care sunt pline de substanțe toxice, de plumb, de tot felul. Și de acolo vine numărul ăsta mare de radicali liberi. Și atunci, de-aia vorbim de un nivel de antioxidanți, dacă nici nu mai avem nevoie de altă teorie sau de alte explicații, că ne gândim exact la ce raportăm, dar dacă raportăm în oglindă la 70.000, e clar că dacă ai un scor de 20-30.000, e clar că scutul e de slab. Scutul e foarte, da, fragil. Exact. Și la un moment dat se va fisura. Da, se va resimți. Se va resimți în timp. Și ce este de subliniat din nou, faptul că carențele nu dor. Adică nu te doare că nu ai destul fier, că nu ai destulă vitamina C, că nu ai destulă vitamina E. O parte din vitamine se produc în organismul nostru, o parte e nevoie să le luăm strict din exterior, din alimentație. Și atunci de acolo apar dezechilibrele, de care am spus mai devreme, nu dor. Dar în 10 de ani de dezechilibre se întâmplă că se acumulează toxinele. Acestea, într-o primă fază, organismul, în inteligența lui, încearcă să le izoleze pe unde poate, ba face niște reacții alergice, ba le izolează, fie în țesutul adipos, fie în organe cavitare, sau până în momentul în care ajunge... De ce? Deoarece corpul este inflamat. Categoric. Și nu reușește să elimine acest surplus de toxicitate, da? Bun, haide să le povestim puțin celor care ne privesc și ne ascultă care ar fi nivelele, cel mai scăzut scor pe care noi l-am întâlnit și cel mai ridicat scor pe care noi l-am întâlnit. Poți să dai și nume, nu-i problemă. Poți să dau și nume. La cel mai mic scor eu am avut neplăcerea la un scor de 14.000. Da. Eu 19.000 am scanat cel mai puțin eu. Așa. Și de multe ori consumă și trebuie să specificăm aici că de foarte, foarte multe ori consumă și stresul zilnic. Enorm de mult consumă stresul zilnic și deși teoria este că ar fi un procent cam de 5%, noi am văzând și scanând și discutând cu atât de multă lume, am concluzionat că de multe ori poate ajungem la un nivel și de 15%.
De acord cu mine? Da, așa bun. Este, așa este. Așa, deci cel mai puțin am avut sub 20.000, da? Și cel mai mult? Pot să spun eu cât am avut cel mai mult? Am avut 105.000. Anca. Da, mulțumesc. Anca a fost. Prima dată când te-am scanat erai după o perioadă mai stresată, dacă mi-amintesc bine. Da, obosită, erai foarte obosită. Erai foarte obosită și ai avut doar 85.000. Da, doar. Doar 85.000, da? Și pe urmă, după două luni, am rescanat sau ceva de genul și erai la 105.000. Da. Scor care este obținut, este rezultat al stilului tău de viață asumat. Da. Este adevărat, eu cel mai mult am scanat 60 și un picuț de mii. De obicei, scorurile sunt, din păcate, pentru mine și pentru tot ce văd eu, sub 40 de mii. Media este cam de 25-30 de mii, din păcate. Și acolo deja discutăm despre teren fertil pentru boală, cum spun eu. Și de obicei, cei pe care îi scanez, pacienții mei, au probleme de sănătate mai mari sau mai mici. Ce am mai întâlnit și aici din nou aș vrea să punctez și tu din experiența ta, faptul că fumătorii, de exemplu, au automat un scor mai scăzut. Eu deja pot să aproximez. Rar s-a întâmplat să scanez pe cineva și să aibă un scor liniștitor, respectiv peste 40-45 de mii, care este un scor care cât de cât este ușor, ușor liniștitor. Da? Am întâlnit de obicei fumătorii au un scor mai scăzut și aș vrea să-mi confirm și tu asta din experiența ta, ca apoi să putem explica ce înseamnă țigară și când e mult, când e puțin. E mult orice, și o țigară e mult. Și ai, și tu ai întâlnit la fel? Am întâlnit și eu cazuri în care scorul era unul la un nivel de aproximativ 30.000 de unități de antioxidanți, iar după ce persoana respectivă a renunțat la fumat, într-o lună, o lună jumătate, a crescut scorul peste 40.000, fără a aduce modificări în stilul foarte de viață, mari, în afară faptului că a renunțat la fumat. Da. Așa este. Și așa asta este. Ar trebui să spunem că deja, chiar dacă se vor supăra foarte mulți fumători, noi nu recomandăm nimic, doar povestim ca oamenii să conștientizeze și, pe urmă, alegerea, evident, ne aparține. O țigară este mult deja. De ce? Eliberează un nivel de aproximativ 10, 14, 15 mii de unități de radicali liberi. O țigară. Ca să echilibrăm, trebuie să venim cu plus de antioxidanți. Consumă foarte mult, foarte multă vitamina C. Exact. Fumatul, foarte, foarte multă. Și atunci, dacă tu ți-aduci aminte și cu siguranță ți-aduci aminte de calculele noastre pe partea de antioxidanți, este foarte greu ca din alimentație să asigurăm un nivel de antioxidanți care să echilibreze acest bombardament zilnic. E greu și cu atât mai mult dacă aducem un plus negativ. Da. De ce? Avem, de exemplu, dozele, că le-am calculat, un măr de aproximativ 200 de grame, da, ne asigură o doză de 4-5.000 de unități de antioxidanți. Sau un pic de scorțișoară, un pic de curcuma, rozmarin, afine... Da. Uleiurile de măsline, nucile, migdalele, turmenicul. Și putem, ce mai avem, strugurii, roșiile, curcuma, da, ai spus, rodia și lista poate continua la nesfârșit, dar trebuie să stăm și să calculăm că trebuie mâncat foarte, foarte mult ca să putem să contracarăm, practic. Nu poți să mănânci atunci, așa de mult încât nu, să contracarezi ceva cu ce vii voit din afară și faci rău. Și așa sunt destule, care exact, nu depind de noi. Și în momentul în care avem un nivel foarte scăzut, da? Ce ai întâlnit tu și ce se întâmplă și pe urmă am să povestesc eu cum echilibrăm. Cum echilibrăm? Păi echilibrăm în primul rând, cum am spus și cum ai spus și tu, cum susțin și eu, echilibrăm din dietă, din fructe și legume, pentru că acolo sunt cele mai mari cantități de antioxidanți. Acum, ce se întâmplă în decursul anilor, și fructele și legumele au
pierdut destul de mult din nutrienți din cauza faptului că agricultura este una intensivă, din cauza faptului că noi suntem tot mai mulți și pământul este limitat. Dar da? Încă mai asimilăm. Încă mai asimilăm. Trebuie consumate. Da, trebuie consumate categoric. Deci asta este baza. Dar dacă dorim să venim în plus, trebuie să avem înțelepciunea, să alegem ceea ce are organismul nostru nevoie și să apelăm, bineînțeles, la recomandarea specialistului. Nu să mergem în farmacie și să ne uităm la preț sau să ne uităm la 2-3 ingrediente și să alegem, să considerăm noi că avem nevoie de un anumit produs. Asta în cazul cel mai fericit în care totuși mergem la farmacie. Bineînțeles, da. Ar trebui să gândim, nu comandăm fără o bază, fără o recomandare de pe internet sau nu ascultăm un sfat, cum spun eu, auzit la colț de stradă și mergem și cumpărăm. De ce? Pentru că de multe ori aceste suplimente trebuie să un pic îmbinate, astfel încât ele să aducă un efect dorit. Și nu se pot lua după ureche și nici în cantități stabilite oricum și nici pe termen scurt sau lung stabilit de oricine și oricum. Și aici, cu ce te-ai confruntat de obicei? M-am confruntat cu situația în care oamenii, din cauza faptului că piața este atât de ofertantă în ceea ce privește partea de suplimente, nu mai voiau să caute o variantă naturală. Nu mai erau deschiși în a găsi varianta care li se potrivește 100%. De ce crezi asta? Pentru că este... E foarte greu să alegi. Foarte greu să alegi și ești pus în situația că mergi în farmacie și ceri recomandare farmacistului și ți se potrivește, nu se potrivește, poate nu de fiecare dată există o relație în care persoana care îi cere recomandare să știe ce ai tu nevoie și tu ești în mod sigur subiectiv când ceri recomandarea, da? Ești în situația în care te simți slăbit, ai auzit la televizor, poate că ai nevoie de magneziu. Ce faci? Mergi la farmacie și spui, dați-mi, vă rog frumos, niște magneziu. Bineînțeles fără că ești servit. Fără nu? Să știi cu siguranță că tu ai practic nevoie de acest supliment. Exact. Și ajungem la concluzia că trebuie și argumentat și atunci cel care îți recomandă să aibă deschiderea și răbdarea necesară pentru a-ți explica tot ce dorești tu să știi. Bineînțeles, mai ales că, așa cum ai spus și tu, substanțele, vitaminele, mineralele acționează sinergic. Trebuie știut cum se dozează, cum interacționează, unele le potențează pe celelalte. Ai nevoie să știi că este o sursă naturală, pentru că dacă vorbim de sursă, este iar o altă discuție, că dacă folosim vitamine care nu sunt din sursă naturală și le folosim pe termen lung, faptul că le folosim, așa cum am spus, fără recomandare, pot să ne ducă la a acumula din nou toxine și iar ajungem la... Facem bine pe o parte, în ideea în care noi considerăm că asimilăm, dar acumulăm și toxine din cauza faptului că le consumăm pe termen lung și nefiind din sursă naturală. Am înțeles. Și suplimentăm și pe urmă menținem și prin alimentație. Da? Și ce s-a întâmplat de obicei când ai mers cu detectorul de minciuni, cum spui tu? A fost interesant la început? Au conștientizat oamenii? A fost declicul acela, a fost ceea ce aveau ei nevoie ca să conștientizeze că trebuie să facă o schimbare sau nu? Nu de fiecare dată, din păcate. Nu de fiecare dată, pentru că, așa cum am spus la început, o carență nu doare. Și oamenii, mai ales pe majoritatea pe care am scanat, sunt tineri, se simt în formă, sunt oameni activi care au un job care solicită foarte mult, da, așa cum am spus, se simt bine și faptul că văd un scor mai mic nu neapărat îi trezește la realitate. Nu consideră că sunt expuși în vreun fel, cu toate că diferența este și la o răceală.
contează foarte mult în funcție de nivelul de antioxidanți, cum reacționează organismul tău. Una e să ai un pic de rinoree și să strănuți de câteva ori, două, trei zile, să te simți puțin slăbit. Și una este ca o răceală din asta de sezon să te țintească la pat și să ai nevoie de un tratament mai serios și să trebuiască să-ți oprești activitatea. Sau acest virus care nu ne dă pace. Nici n-am vrut să-l pomenesc. De ce să nu-l pomenim? Că până la urmă trebuie să trăim cu, să învățăm să trăim așa cu este, el. Dar într-adevăr, nu este același lucru dacă ești sau nu ești pregătit și practic trebuie să fim pregătiți întotdeauna pentru tot. Eu, spre deosebire de tine, în momentul în care am adus, sau mă rog, în momentul în care am mers cu detectorul de minciuni la baza problemei pacienților mei, pentru că este o problemă, într-adevăr, și am spus, este în momentul în care avem un scor foarte mic, este clar un semnal de alarmă și de acolo începem să înțelegem de ce a existat terenul fertil pentru boală. Și pentru pacienții mei, și aș putea să spun aici că procentul a fost de 90%, poate și mai bine, a fost totuși de conștientizare. Nu pot să spun că au înțeles cu exactitate ce li se întâmplă. Poate nici nu trebuie să înțeleagă cu exactitate ce li se întâmplă, dar au fost mare majoritate dispuși să facă schimbări. Să facă munca. Să fie dispuși să facă un efort, pentru că trebuie făcut un pic de efort, pentru că și pentru aceste schimbări trebuie o disciplină. Și aș vrea să spunem, pentru că este adevărat și există măsurabilitate, cum ai spus tu, am în câteva situații acute, am reușit să plusăm și prin dietă și prin suplimentare. Avem două mesaje. Anca, te salutăm. Da, Anca. Și noi te salutăm cu drag. Așa, și mulțumim că ne urmărești. Așteptăm și alte mesaje dacă doresc cei care ne urmăresc și ne ascultă. Revenim. Am reușit să ajutăm în moment în care boala era într-o fază acută, adică deja instalată. Era instalată și nu doar instalată, dar deja un pic mai durea pe alocuri și am reușit să ajutăm, ceea ce este foarte important. Ai avut și tu astfel de rezultate și mă gândesc că a fost important pentru tine și pentru ce faci. Da, într-adevăr, este important. Cel mai mult mă bucură să văd că oamenii conștientizează, cei care conștientizează, așa cum am spus, că nu toată lumea ia în serios treaba asta. Cum am spus, dacă nu doare, nu ne interesează, de cele mai multe ori. Dar și unde a fost cazul și am întâmpinat și eu probleme acute și am avut soluții la îndemână și cu măsurabilitate și le-am rezolvat, satisfacția este extraordinară. Că ai reușit să faci bine altfel și că privești omul ca întreg, că asta este iar diferența, că dacă ajunge în cazul de boală, da? Se îmbolnăvește prima dată țesutul, organul, pe urmă ele se decompensează în timp, unul pe celălalt. Exact. Și de câte ori, de cele mai multe ori, acum știu cazuri din teren, ajungi la specialist, cam fiecare tratează părticica lui, că, na, așa funcționează, așa-i. Da, da, de obicei, de cele mai multe ori este întregului sistem, nu este așa doar este localizată, asta trebuie înțeles și atunci trebuie practic vindecat și aflată sursa, dar trebuie oricum să ajutăm pe cât putem. Se întâmplă și mai bune și mai rele, așa important este să fim prezenți. Am tot spus că intervenim, explică puțin. Pentru că eu, pe partea de alimente, imaginea este conturată. Toată lumea, chiar dacă vrea sau nu vrea să recunoască, știe
și doar eu un pic trebuie să învârt de butoane ca ei să facă niște schimbări, iar eu sunt acolo prezentă cu rețete, cu cantități potrivite, bineînțeles, pentru fiecare, în funcție de situație. Spune tu puțin, pentru că de asta te-am invitat, spune tu puțin la ce te referi când spui că intervenim. Așa, intervenim, la general. În modul general, intervenim prin a educa, în a alege cu ce suplimentăm. Acolo consider că este aportul meu important. Așa cum am spus, învățăm să alegem din multitudinea de variante pe care le avem la dispoziție, să le alegem pe cele care sunt potrivite, potrivite stilului nostru de viață, potrivite problemelor cu care ne confruntăm, în funcție de scopul pe care îl avem, dacă suntem într-o fază acută de boală, avem nevoie de un anumit tip de suplimente, da? Care să ajute pe partea inflamatorie, de exemplu, dacă suntem într-o perioadă de creștere, cum sunt copiii, sunt alte nevoi ale organismului, dacă suntem în funcție de situația în care ne aflăm, dacă vrem doar să ne creștem nivelul de antioxidanți, altfel ne adresăm organismului. Ideea este că și pe partea asta este nevoie de educație și prevenția cu asta începe, cu educație, din punctul meu de vedere. Educație, alimentație, da? Și apoi alegerea conștientă și de bună știință a ceea ce aduci în plus, aport din exterior, pe partea de suplimente, de exemplu. Exact. Bun, și haideți să mergem puțin mai departe și să discutăm despre persoanele care, să zicem, au un nivel al antioxidanților bun sau foarte bun, persoane care au grijă la alimentație, care nu au semnalat probleme de sănătate, se poate face ceva pentru ele? Există posibilitatea să îmbunătățești peste bine? Peste bine întotdeauna există și mai bine, nu? Unde e foarte bine, facem curățenie. Întotdeauna. Așa. Da, acolo putem să, unde organismul este în protecție, unde organismul primește ce are nevoie zi de zi, constant, an de an, nu o dată pe săptămână, da, nu cu porția, întotdeauna. Te întrerup puțin, da? Ne salută o doamnă frumoasă, Ioana. O salutăm și noi, te salutăm și mulțumim că ne urmărești. Da. Te salutăm, Ioana. Da, intervenim și facem curățenie, da, în organism, pentru că, așa cum am spus, toxinele se acumulează, nu se acumulează nici ele într-un timp foarte scurt, se acumulează în ani de zile și e ca și într-o casă, nu? Din când în când trebuie să faci câte o curățenie generală, da? Așa se întâmplă și în organismul nostru, are nevoie de o curățenie generală, e vorba de curele de detoxifiere pe care le putem face, da. Dar și acolo avem variante foarte, foarte, foarte blânde și care, pe lângă faptul că detoxifică organismul, și regenerează. Întotdeauna aici trebuie să fim atenți la ambele aspecte. Asta vreau să punctez, pentru că am mai discutat aici săptămânile trecute despre partea asta de detoxifiere și de parazitare, care este cel mai de jos nivel și primul lucru pe care trebuie să-l facem, da? Corpul cum el este în așa fel, poate, are capacitatea de a se detoxifia, dar trebuie ajutat. Da? Și atunci, cum ai spus tu, după aia și regenerăm, da, astfel încât să fim pe termen lung. Exact, să se întâmple lucrurile așa cum trebuie pe termen lung și să nu stricăm mai mult în intenția de a face bine. Da? Și întotdeauna când facem un proces din ăsta de detoxifiere, părerea mea este că trebuie mers în paralel și cu regenerare. Dacă faci numai detoxifiere, rămâi expus cumva. Când vorbim despre regenerare, persoanele cărora ne adresăm sunt de obicei sănătoși. Cât sunt de deschiși ei? Depinde. Am întâlnit tot felul de cazuri. Am întâlnit oameni care din prima au fost deschiși să încerce și varianta asta și surpriza a fost foarte plăcută, pentru că încă după
deja după prima lună au avut ameliorări, deși, cum spui tu, nu au fost probleme de sănătate, au făcut de bunăvoie, da, detoxifierea, dar li s-a îmbunătățit începând de la calitatea somnului până la partea de până la energia organismului, și vorbim, energia organismului vine din energia celulară, exact, de la mitocondrie, așa, pornim, dar randament. Randamentul, exact, dar noi nu simțim cum lucrează mitocondria și cum se detoxifică și cum se regenerează acolo lucrurile în celulă, noi simțim pe starea noastră de bine. Da. Dacă este mai bună, înseamnă că își face efectul ce luăm. Dacă nu, înseamnă că nu-i bine ceea ce am hotărât să facem. Și rezultatele au fost extraordinar de bune. Și prin urmare, tot măsurabilitate. Da, bineînțeles. Nu mai credem, numai dacă vedem măsurat. Am înțeles. Și deci... e mare avantaj că avem posibilitatea de a vedea scris. Pentru că și în momentul în care ții tensiunea, nu? Altfel, conștientizezi când vezi ce-ți arată tensiometrul, la glicemie și la orice, la greutate, nu? Când vin oamenii la tine la cântărit și văd procentul de grăsime, avem semne de întrebare. Da, da. Și totuși, când este vorba despre detoxifiere și regenerare, oamenii, din câte mi-am dat așa seama, nu sunt totdeauna foarte deschiși, așteaptă să-i doară. Da. Și atunci noi, din acest motiv, ne-am gândit să demarăm acest proiect de prevenție pentru sănătate, că așa se și numește, și ne străduim zi de zi să-i ajutăm să conștientizeze cât ar fi de important, nu doar pentru adulți, ci și pentru copii, da, să nu ajungă să vindece. Da, așa e, așa e. E foarte important să ne bucurăm de sănătate cât mai mulți ani, pentru că ADN-ul nostru ne lasă să mergem mult și bine încolo, mai mult de 100. Dacă îl ajutăm. Dar dacă îl ajutăm și noi, dacă îi punem piedici zi de zi și nu avem grijă, începând de la lucrurile simple, de la alegerile simple, în a alege să bei apă sau o altă băutură colorată, până la alte alegeri, nu mai zic acum iară, de fumat și de alte lucruri, aditivi, toxine chimicale sunt peste tot, de multe ori nici nu ne gândim de unde vine și în produsele, da, și în produsele de curățenie și în tot ce ne înconjoară. Și atunci, dacă mai ducem și noi de bunăvoie alte lucruri în organism, de acolo se acumulează și mergem cu un bagaj de toxine pe care îl cărăm după noi, până când organismul la un moment dat nu mai poate și undeva trebuie să facă să se întâmple ceva ca să ne trezească. Pentru că asta se întâmplă. Până la urmă ne trezește organismul dacă nu ne trezim noi. Da, da, așa este. Cum vezi tu evoluția pe termen lung a situației actuale? Nu mă refer la virus. Mă refer la partea asta de prevenție, de îmbolnăvire, de receptivitate. Eu zic că este un proces de durată, dar care va avea rezultate frumoase, pentru că la noi nu s-a pus niciodată accentul pe treaba asta, educația pentru sănătate nu s-a făcut niciodată și dacă se face de acum, e bine și așa, ne bucurăm că putem să facem treaba asta, ne bucurăm de oamenii faini pe care avem lângă noi, nu? În tot demersul ăsta, de cei care ne sprijină și mergem mai departe și eu zic că vor deveni tot mai receptivi și îți spun și de ce, pentru că uite-te, sunt o grămadă de copii mici deja care au tot felul de alergii, da? De la vârste foarte fragede. Da, ceea ce nu se întâmpla pe vremea când eram noi copii. Pacientul meu, cred că cel mai micuț, 7 luni. Știi? Și atunci părinții sunt tineri. Probabil că dacă ei pentru ei nu au... Mă gândesc eu, așa, dacă ei pentru ei nu au conștientizat cât e de importantă sănătatea sau, mă rog, că nu doare, în momentul în care copilul tău se confruntă cu oarecare problemă de sănătate, oricare ar fi ea, că e minoră, că e majoră, altfel înțelegi însemnătatea lucrurilor și altfel ești deschis spre a... menține ceea ce ai și de a interveni mai repede decât mai târziu ca până acum. Așa mă gândesc eu. Sunt deschise mămicile cu care te întâlnești.
Majoritatea, da, pentru că sunt trecute prin tot felul de episoade urâte. Uite, am o prietenă foarte bună care era anul trecut, era cu copilul acasă răcit, erau deschise școlile, grădinițele, era copilul răcit și era cu branulă, că primea antibiotic și era în stare aia, cum poți să fii cu branulă în mână, nu-ți arde de nimic. Stătea în pat, nu voia să mănânce, nu coopera, copil așa la vreo 6-7 ani. Și ne auzeam la telefon, i-am zis că am trecut și noi printr-o fază din asta de răceală, dar am dus-o mai ușor pe picioare cu fetița mea și întâmplător aveam la îndemână și am recomandat ce am folosit noi pentru a ne menține pe în avantaj în lupta cu viroza. Și a doua sau a treia zi m-a sunat, era foarte mulțumită, copilul încă era cu branulă, încă primea antibiotic, dar starea lui era foarte, foarte bună. Și așa s-a propagat ideea de a fi deschiși mai departe și de a încerca să ajutăm organismul când suntem într-o situație din asta. Și așa că oamenii încep și mămicile încep să fie mai receptive, pentru că știi cum e de multe ori, nu te doare atât de mult tine, dar când e vorba de copilul tău, acolo nu mai e loc de discuții și acolo ai face orice. Și când vezi că ai rezultate foarte bune și ai soluții naturale la îndemână, le încerci, ești mulțumit și atunci clar că veștile bune circulă repede. Povestești și mai departe că nu vrei să sufere nici cei din jurul tău. Da, așa încet, încet devenim mai deschiși. Cu răbdare. Cu răbdare. Deci, tu ești pozitivă? Din punct de vedere al răbdării. Asta o înveți. Aici avem noi o glumă, știi tu, da, de ce râzi. Da, învățăm. Și totuși vezi lucrurile pozitiv și consider că încet, încet ne îndreptăm spre prevenție. Da. Nu așteptăm să se întâmple ceva rău pentru a face ceva în acest sens. Așa este. Uite, prietena mea, deși urmărește și îmi confirmă că așa este. Îți confirmă? Da. Și eu îți mulțumesc, Ioana, că ai avut încredere. Da, așa e. Și așa lucrăm. Lucrăm împreună și orice se recomandă, că recomandă o rețetă de cozonac până la urmă, dacă ți iese sau nu. Și atunci, de ce nu ai recomandat ceva ce știi că îți face bine și ai trăit pe pielea ta sau pe a copilului tău? Nu e o bucurie ca părinte să vezi că acum săracul se chinuie cu un tratament cu antibiotic sau te mirce și poți să-l ajuți să ducă pe picioare? Că acolo e diferența până la urmă, că nimeni nu poate să-ți garanteze vreodată că nu o să te îmbolnăvești sau că nu există așa ceva. Dar diferența e de cum o duci. O duci pe picioare sau o duci la pat, eu așa zic. Și uite, de exemplu, o tură din asta de antibiotic, sunt mulți medici care recomandă la primul consult antibiotic, mă rog, asta este, dar o cură din asta de antibiotic de 5 sau de 7 zile îți scade nivelul de antioxidanți cu aproximativ 10.000 de unități. Așa rapid. Da, așa este. Și atunci? Și acolo trebuie pus înapoi repede. Da, bineînțeles. Și plus să nu mai povestim de partea aia altă ce se întâmplă pe digestiv și că trebuie să vii și cu prebioticul și că trebuie administrat multă vreme după ce ai încheiat cura de antibiotic. Și asta de obicei cam uită toată lumea. Da, merg în paralel cu antibioticul și după aia se opresc. Uită că a fost episodul cu antibioticul. Și cum ai observat, dacă ai făcut niște recomandări și ai reușit să ajuți, să aduci un plus? Oamenii uită episodul prin care au trecut sau continuă să facă ceva în sensul bun? Nu uită. Nu uită? Nu uită. Nu uită, pentru că dau de gust. Înțeleg că se poate și altfel. Înțeleg că se poate și altfel și atunci se autoeducă deja. Eu am făcut prima parte, da? Ce a ținut de mine. Apoi omul, în momentul în care are rezultatul pozitiv, o evoluție bună, știe. Știe că a găsit o variantă care îi este benefică și nu mai renunță la ea. Deci nu se relaxează. Nu se relaxează. Și acum și eu sunt unul dintre exemple, că nici eu nu m-am relaxat niciodată. Și am avut episoade acute, le-am tratat, le-am rezolvat, dar nu am considerat după aceea că gata, s-a întâmplat asta și nu mai trebuie să facem nimic. Din contră, trebuie să fim tot timpul pregătiți. Și atunci pentru asta e nevoie de lucru, pe toate
fronturile. Pentru asta suntem noi aici. Da. Ai vrea să ne mai povestești ceva din experiența ta din ultimele săptămâni, de exemplu, dacă, având în vedere situația actuală, oamenii au fost un pic mai receptivi, au venit mai mult către tine, au fost... Să știi că da, în ultima perioadă, mai ales de la susirea anotimpului rece, de la instalarea anotimpului rece, au devenit mai receptivi. Vezi că s-a întâmplat, acum e legată de virus toată treaba, că asta e situația, asta e perioada pe care o trăim. Probabil că mulți dintre noi am crezut, că și eu am fost printre cei care am crezut, că în vară o fi mai ușor. Mă rog, nu a fost mai ușor, a venit și anotimpul rece, nu este din contră, este și mai greu acum și da, într-adevăr acum, odată cu anotimpul rece, oamenii conștientizează și mai acut nevoia de a-și susține imunitatea, că deși acolo îi ideal era treaba. Să fi făcut ideal era să mai repede vreo 2-3 luni și dar să măcar nu ne oprim. Să-mi deschis și acum. E ok și acum. Decât niciodată e mai bine și mai cu târziu. Cu siguranță. Clar. Cu siguranță. Bun. Deci da. Noi mergem în continuare categoric, pe drumul nostru. Categoric. Insistăm cu prevenția pentru sănătate. Nu ne lăsăm. Suntem prezente și ne dorim... Ne dorim foarte mult ca cei care ne-au urmărit să prindă așa măcar câte un firișor pe care să știa că nu aplică acum nimic. Să-l țin acolo bine, un gând, o idee, un cuvânt, ca pe urmă să conștientizeze și să facă ceva bun pentru ei. Pentru ei fac. Asta e ideea, că nu faci pentru nimeni, nici tu nu faci pentru nimeni, fiecare face... Fac pentru pacienții tu faci mei. Pentru pacienții tăi, dar nu poți să faci în locul asigur lor. Asigur că da. Faci nu. Pentru ei, da. Așa faci este. Ce ține de tine. Fac dar ce pentru... ține de mine, da, da. Asta. Da. Dar pentru ei, ei trebuie să facă, la ei e soluția. Da, liberul arbitru, nu? Exact, da. Alegerea. Ana Maria, îți mulțumesc că ai avut emoții. Încă mai am. Așa. Ana Maria a avut emoții, dar s-a descurcat foarte bine, ca de obicei. Nu există niciun fel de dubiu, niciun fel de accident. Îți mulțumesc că ai acceptat să vii, așa cu emoții. Îți mulțumesc că ai acceptat să vii și sper să ne mai vedem aici, dacă mai avem noutăți și dacă se întâmplă ceva... care trebuie puțin așa mai mult amintit. În mod sigur. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ai acordat-o și de data asta. Când a fost o plăcere să fiu alături de voi, în ideea în care eu zic că mai avem lucruri de spus și de acum înainte, în ideea în care vom mai avea ocazia, în mod sigur vom fi aici și... da, și vom continua ceea ce am început să facem și vom face din ce în ce mai bine. Cred că asta e ideea, nu? Să facem din ce în ce mai bine. Exact, da. Mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au urmărit, ne-au ascultat aici. Mulțumim. Pe La Strada TV. Vă dorim o seară bună și frumoasă, liniștită și caldă. Și ne revedem cât de curând. Mulțumim. La revedere. Mulțumim tare mult, să ne revedem cu bine, la revedere!